Ținuta cultural-turistică a Bisericilor de Lemn din România a fost lansată oficial și cuprinde peste 160 de lăcașuri de cult din județele Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Suceava, Neamț și Mehedinți, conform Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Ruta rămâne deschisă și altor județe care doresc să-și promoveze patrimoniul atropic de ținut. Ruta cultural-turistică a Bisericilor de Lemn din România poate fi descrisă ca o călătorie în timp de-a lungul a sute de ani de istorie. Obiectivele turistice cuprinse evidențiază esența spiritului românesc comunitar și a creativității sale artistice, regăsit în bagajul decorativ, pictural și conceptual. Pe parcursul călătoriei, turiștii vor avea posibilitatea de a cunoaște tradiții străvechi care spun povestea geniului popular românesc și al unității neamului. Pandemia de coronavirus pune în dificultate producătorii de vin din România. Declinul industriei Horeca a făcut ca vânzările de vin să scadă la jumătate în acest an, conform proprietarilor de crame. Astfel, pandemia îi determină pe producători să-și regândească politica de piață, o misiune deloc ușoară în condițiile în care piața internă a devenit una extrem de concurențială și pretențioasă. În aceste condiții sunt vizate magazinele de specialitate, lanțurile din supermarketuri, dar și magazinele de cartier pe care consumatorii de vin le-ar putea prefera în această perioadă de criză. Totuși, comparativ cu anii trecuți, în acest an au crescut vânzările online de vinuri. Prima aplicație care te avertizează dacă ai intrat în contact cu o persoană infectată cu COVID-19 se lansează și în România. Aplicația păstrează anonimatul tuturor celor implicați. Dezvoltatorul aplicației, Silviu Alexandru Alexe, a explicat că inițiativa este una privată și că a apărut tocmai pentru a se elimina stresul creat de faptul că, fiind infectat, ai putea infecta și alte persoane. Concret, aplicația este un instrument pentru a reduce împrăștierea virusului, întrucât oferă opțiuni dacă știi că ai fost expus, faci testul sau te autoizolezi. Astfel, odată ce este instalată, aplicația va avertiza utilizatorul dacă a intrat în contact cu o persoană infectată cu COVID-19. De asemenea, fiecare utilizator poate semnala dacă este infectat. Aplicația nu folosește niciun fel de date de localizare și nici date cu caracter personal. Asigurații medicali pot beneficia de analize de laborator și investigații medicale paraclinice pe întreg teritoriul României. Guvernul a aprobat hotărârea care devine valabilă din data de 1 decembrie 2020. Astfel, în baza unui bilet de trimitere eliberat de medici aflați în relație contractuală cu oricare dintre casele de asigurări de sănătate, cetățenii pot beneficia de investigații paraclinice la orice furnizor din țară. Ca urmare, furnizorii de servicii paraclinice vor rămâne în relație contractuală cu o singură casă de asigurări de sănătate pentru care vor opta. Va fi redusă astfel birocrația din sistem, spun inițiatorii legii. Conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate reamintește asiguraților faptul că prin documentele a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2020, se numără și biletele de trimitere pentru specialitățile paraclinice, iar pentru ultimul trimestru al acestui an, fondurile alocate pentru investigații paraclinice au fost suplimentate cu aproape 65 de milioane de lei. De asemenea, pentru a facilita accesul la servicii medicale paraclinice acordate în ambulatoriu de specialitate necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice și boli cerebrovasculare, conform legii, a fost reglementată decontarea acestor investigații la nivelul valorii realizate. Investigațiile paraclinice sunt recomandate de către medicul specialist, care poate decide, după caz, realizarea investigațiilor în regim de urgență sau emiterea unui bilet de trimitere, în baza căruia pacientul se va adresa unui furnizor de servicii medicale paraclinice. Legea prin care poliția locală poate dispune ridicarea unui vehicul parcat pe domeniu public în alte locuri decât drumul public a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. Inițiativa vizează, printre altele, redefinirea subiecților actului normativ, introducerea prevederii privind obligația de a asigura întreținerea și curățenia terenurilor, altele decât cele care constituie împrejmuiri, unificarea prevederilor care reglementează obligațiile instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice cu cele care reglementează obligațiile persoanelor fizice. Conform legii promulgate de șeful statului, asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice. De asemenea, autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice, au obligația să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror altor spații utilizate de acestea. O altă obligație care revine instituțiilor, persoanelor fizice și juridice este să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public. Pe de altă parte, ridicarea vehicului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane. Senatul a respins proiectul în calitate de prim for sesizat în 14 octombrie, iar în data de 3 noiembrie, Camera Deputaților a adoptat inițiativa legislativă ca for decizional.
În următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene, 675 de milioane de euro vor fi alocați pentru programe de prevenire a 11 tipuri de afecțiuni, iar 4 milioane de pacienți din România vor beneficia de servicii medicale decontate din fonduri europene, anunță ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș. Marcel Boloș a mai declarat că premisele pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea sistemului de sănătate publică sunt asigurate în condițiile în care sistemul sanitar din România poate beneficia de 7 miliarde de euro din facilitatea de recuperare și reziliență, din politica de coeziune și din actuala perioadă de programare. Racordarea în mod gratuit a populației la gaze va contribui la creșterea facturilor pentru consumatorii casnici deja existenți, consideră Asociația Energie Inteligentă. Măsura a fost recent introdusă de autorități. Potrivit unui studiu prezentat de președintele Asociației, Dumitru Chiseliță, costurile extinderii de rețea vor fi introduse în tariful de distribuție plătit de populație. El dă ca exemplu faptul că dacă am ajunge să racordăm unități administrativ-teritoriale care ar da posibilitatea ca România să ajungă la un 75% grad de racordare, asta înseamnă o creștere în factură cu o valoare de aproximativ 14%, respectiv să ajunge ca fiecare casă din România să plătească în cuantumul dezvoltării pentru alți consumatori undeva la 280-300 de lei pe lună, până la 8.000 de lei în 30 de ani, cât ar fi o durată estimativă. Totodată, costurile extinderii rețelei de distribuție nu vor putea fi amortizate în condițiile în care rezervele de gaze ale României se vor reduce până în 2030, când țara noastră va deveni importator de gaze naturale, susține Asociația Energie Inteligentă. Simona Măieran este locotenent comandor și pilotează unele dintre cele mai mari avioane de transport din NATO, cum este și C-17 Globemaster. Ea este unul dintre cei 10 români care lucrează în baza aeriană Papa din Ungaria. Acolo sunt staționate 3 avioane C-17 cumpărate și folosite în comun de 12 țări NATO și partenere. Acum este prima femeie comandant de avion C-17 certificată de grupul de transport aerian strategic. Simona are 36 de ani și în timpul pandemiei a luat parte la multe misiuni medicale. În această primăvară a pilotat un uriaș avion C-17 care a adus echipament medical de la Seul la București. În urmă cu 10 ani, ea a fost prima femeie din armata română care a zburat cu un supersonic. În ultimii ani, armata română a folosit avioanele C-17 și pentru transportul trupelor în și din Afganistan. Imediat după tragedia de la colectiv, o astfel de aeronavă a adus mai mulți răniți în stare gravă la spitalele din străinătate. Legea prin care urmărirea penală poate fi declanșată din oficiu în cazurile de violență domestică a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. Codul penal prevede că lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, iar fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijire medicale de cel mult 90 de zile, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. Totodată, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Palatul Băncii Naționale, situat în Arad pe Bulevardul Revoluției și aflat în administrarea Universității Aurel Vlaicu, a devenit monument de valoare națională prin trecerea din categoria B, la care fusese încadrat, în categoria A. A fost un demers inițiat de universitate, iar decizia Ministerului Culturii este un câștig pentru orașul Arad, care și-a îmbogățit astfel patrimoniul cultural și istoric. Conform listei Ministerului Culturii, în municipiul Arad sunt catalogate monumente în grupa A valorică și statuia Sfântului Ioan Nepomuc, cetatea Aradului cu șanțul de apărare și biserica franciscană din interiorul cetății, sinagoga neologă, precum și complexul mănăstirii Sfântul Simeon Stâlpnicul Gai. 40% dintre minorii dispăruți sau traficați în țară ori peste hotare provin din centre de plasament și de protecție socială. La această concluzie a ajuns Comisia Parlamentară care a anchetat situația copiilor dispăruți din România. Analiza mai arată că țara noastră este pe primul loc la traficul de persoane în Europa. De vină sunt sărăcia și lipsa de reacție a autorităților, situații exploatate de rețelele de infractori. Din centrele de stat pentru protecția minorilor pleacă spre piața neagră a prostituției multe copile. O parte sunt scoase din țară cu acte false de către traficanți și nimeni nu prea le caută, constată raportul Comisiei Parlamentare. Cele mai mari probleme ar fi la centrele de GASPC din Dolj, Brașov, Teleorman, Călăraș, Galați, Brăila și Constanța, se arată în documentul oficial. În replică, Asociația Directorilor din sistemul de GASPC susține că procentul de 40% se referă la numărul de sesizări prin apeluri la 112 efectuate de persoane din sistemul de protecție care, prin lege, au obligația de a sesiza poliția ori de câte ori un minor întârzie sau lipsește dincolo de limita de timp acordată prin biletele de învoire. În prima jumătate a acestui an, 130 de copii din sistemul de protecție au făcut obiectul unor astfel de sesizări. În multe cazuri, măsura de protecție a fost instituită ca urmare a traficării, copiii fiind deja victime la momentul intrării în sistemul de protecție. Comisia a mai remarcat ceea ce ONG-urile și forurile europene spun de mai multă vreme. Reacțiile autorităților sunt cel puțin lipsite de fermitate.